Horoscopul săptămânii de 15-21 martie. Berbec. Nu întâlnești pe nimeni și te simți cam singur. Frecventează cercurile sociale obișnuite, deoarece săptămâna aceasta s-ar putea să cunoști pe cineva prin intermediul prietenilor tăi. Nu te aștepta la prea mult, însă sunt semne bune. Fii mai atent la bani și încearcă să ții o evidență clară a acestora, deoarece doar așa vei putea acționa corect în cazul apariției unor dificultăți. Un credit neachitat sau o datorie pe care preferi să o anticipezi decât să te pui unei situații nedorite. Această săptămână prezintă o oportunitate de a-ți îmbunătăți situația financiară. Chiar dacă suma care ai investit-o nu este colosală, curând îți va aduce niște bani. Taur. Nu te izola, pentru că săptămâna aceasta e rost de acțiune și distracție. Întâlnirile romantice sunt favorizate și promițătoare. Nu vei încheia săptămâna de unul singur, ci mai degrabă într-o companie bună. Dacă ești implicat într-o relație, profită de climatul armonios pentru a uita de griji și pentru a gusta împreună cu partenerul din fructele unei legături redescoperite. Este dificil să-ți imaginezi o situație financiară mai bună decât a ta. Portofelul tău este plin până la refuz. Având în vedere veștile bune pe care le primești în cele din urmă, poți lua în considerare unele investiții semnificative. Pe lângă asta, încearcă să savurezi la maxim această perioadă de împlinire, care este destul de rară în zilele noastre. Gemeni. Nu ești prea fericit în ceea ce privește dragostea. Multe îndoieli sau întrebări îți chinuiesc sufletul și suferi. Trebuie să știi că suspiciunile nu vor face decât să creeze un disconfort mai mare și vor înrăutăți relațiile. Cel mai bun lucru pe care îl poți face este să vorbești calm despre sentimentele tale. Doar exprimarea lor sau chiar notarea lor va dezamorsa problemele reale. Uneori situația ta financiară urmează aceleași curbe cu suișuri și coborâșuri. În prezent, în mod clar, acestea nu se află în cele mai bune condiții. Dar după ce vei atinge minimul istoric, vei fi obligat să revii. Trebuie doar să crezi în reușită și să fii optimist. Este primul pas care este cel mai dificil, dar cel mai important. Rac. Ești susținut în viața ta amoroasă, relația cu partenerul de viață fiind una bazată pe încredere și profunzime. Cauți să-ți transformi visurile și speranțele în realitate. Se pare că ești pe drumul cel bun pentru a obține o mare satisfacție. Viața ta sentimentală evoluează către o atmosferă fascinantă, deoarece ești seducător și nu lași pe nimeni indiferent. Dacă nu-ți plac economiile, ai noroc, deoarece săptămâna aceasta este plină de speranță în ceea ce privesc banii. O organizare fără cusur și un management exemplar te vor duce tot mai aproape de succes. S-ar putea să primești o sumă surprinzătoare de bani. Leu. Te bazezi pe ceea ce ai învățat, cu excepția faptului că e în interesul tău să-ți modifici comportamentul înainte ca o furtună să facă ravagii în relația ta amoroasă. Reinventează-te! Oferă oamenilor o nouă șansă! Loialitatea este cuvântul cheie săptămâna aceasta. Bucură-te de viață trăindu-ți intens iubirea. Dă-ți frâu liber! Dacă ești singur, la jumătatea săptămânii apare o ocazie de cucerire. Dragostea plutește în aer. Vor apărea oportunități? Evoluția situației tale financiare constă în capacitatea ta de a sorta greul de pleavă. Judecata ta nu este foarte bună deoarece este influențată de alți oameni. Săptămâna aceasta va trebui să iei frâiile în ambele mâini și să nu te lași manipulat de promisiunile care ți se fac. Fecioară. Fie că ești implicat într-o relație sau singur, șansele să fii fericit sunt mari în această săptămână. Ești seducător, prezența ta e căutată, iar cei din jurul tău se gândesc mult la tine. Viața îți zâmbește, meriți pe deplin toate lucrurile frumoase care se întâmplă în viața ta. Inspiri și întruchipezi dragostea. Confortul tău financiar este asigurat și acest lucru oferă vieții tale o liniște bine meritată. Relațiile din viața personală sunt ideale și te ajută să evoluezi pe plan profesional și financiar. La locul de muncă predomină armonie. Ești generos cu timpul și experiența ta și primești dublu în schimb. Balanță. Stimulează-ți libidoul și armonia conjugală, făcându-ți timp pentru tine și pentru relația în care ești implicat.
oprește-ți telefonul mobil, televizorul și nu-ți mai citi mail-urile în fiecare seară. Tot acest timp câștigat ar trebui să se transforme în momente de calitate alături de partener. Povestea ta de dragoste este esențială pentru că echilibrul tău pune preț pe ea. Ești foarte generos cu cei din jurul tău în această săptămână, dar venitul tău nu este nelimitat, fii conștient de acest lucru. Nu te abții din a le face cadouri celor pe care îi iubești, dar te-ai gândit la consecințele inevitabile? Urmează calea înțelepciunii și, mai presus de orice, fii responsabil când vine vorba de bani. Scorpion. Aspectele planetare ale acestei săptămâni te fac să experimentezi trăiri și sentimente puternice și profunde. Provocarea este să recunoști ceea ce trebuie pus la îndoială, păstrând în același timp ceea ce corespunde cu adevărat aspirațiilor tale. Vrei să-ți exprimi personalitatea păstrând în același timp echilibrul relațiilor tale romantice și familiare. Îți poți evidenția punctele forte și îți poți defini clar așteptările sentimentale. Fericire absolută! Ce poate fi mai frumos decât să nu ai grijă banilor? Te trezești dintr-un somn lung săptămâna aceasta și lumea ta este brusc superbă. Întâlnești numeroase oportunități acum pentru că ai muncit foarte mult pentru a găsi un echilibru, iar în prezent, rezultatul depășește cele mai exigente așteptări. Săgetător. Trebuie să iei o pauză. Indiferent dacă e de scurtă durată sau nu, nu îți rosi energia cu tot felul de evenimente. Dacă nu ai chef să te întâlnești cu cineva, nu o face. Nu e mare lucru să refuzi. Săptămâna este liniștită, profită de ocazia pentru a te odihni. Să te protejezi de tensiune este un lucru foarte bun. Nu trebuie să-ți faci griji. Săptămâna aceasta nu întâmpini dificultăți financiare. Conturile tale sunt în regulă, dar ți se recomandă să fii prudent. De asemenea, venitul partenerului de viață este un plus de mare ajutor pentru bunăstarea familiei. Capricorn. Astrele îți deschid uși noi și au grijă de viața ta amoroasă. Împodobit cu toate harurile, afișezi o sete de cucerire și un entuziasm reînnoit. Dacă ești singur, așteaptă-te la o săptămână plină de emoții și dedicată în totalitate plăcerii. Acest lucru te va îndepărta de toate grijile profesionale și va alunga plictiseala. Ești stresat din cauza carierei tale, însă rezultatele vor fi unele bune. Te vei dezvolta profesional destul de mult, iar acest lucru va veni cu o creștere salarială. Flerul tău în afaceri lovește din nou, așadar, dacă ai ceva bani puși deoparte, este momentul să investești. Vărsător. Astrele îți garantează o comunicare fluidă și excelezi în artă de a crea noi relații și legături. De asemenea, te axezi pe grija de sine și pe satisfacerea propriilor dorințe. Magnetismul tău ar trebui să îți aducă succese frumoase în ceea ce privesc potențialii tăi admiratori. În această săptămână nu vei obține rezultate financiare extraordinare, dar asta nu înseamnă că totul va merge prost. O situație de regularizat, un împrumut de returnat. Ai grijă de fiecare detaliu în parte, fără a pierde vreodată din vedere obiectivele tale. Punctul tău forte este pacea ta sufletească. Pești. Viața ta amoroasă strălucește și zâmbetul tău nu-ți părăsește niciodată chipul în această săptămână. Îi uimești pe cei din jur. De optimismul tău nu beneficiază doar partenerul de viață, ci și viața ta profesională sau socială. Dacă în dragoste o duci bine, totul merge bine. Dacă ești singur, ai energia unui titan pentru a realiza fapte, inclusiv găsirea persoanei iubite. Cele mai sălbatice dorințe se pot împlini săptămâna aceasta. Ai suficiente economii pentru a face tot ceea ce îți dorești. Inițiativele imobiliare sau profesionale sunt favorizate și acum poți face alegeri durabile datorită bazei financiare confortabile de care te bucuri în acest moment. Țineți respirația, te așteaptă surprize plăcute legate de bani.